Epigrama e poezie pentru cei ce știu să o scrie. Este a treia ediție a concursului Epigrame și umor pentru degustători, care are ca temă epigrama despre problemele cetățenești și vârsta a treia. Bineînțeles că epigrama, cu toate că a fost folosită fren, de care rog să țină seama, de epigrama un catren, nu tot catrenul epigrama. Pentru o epigramă reușită se cere inteligență, finețe, prozodie perfectă, originalitate, ironie și, în ultimul rând, simțul neprevăzutului. În această perioadă în care nu totdeauna suntem băgați în seamă, noi ne băgăm ba printr-o epigramă, ba printr-o carte și poate în felul acesta suntem observați și noi. Acțiuni interesante, acțiuni culturale, sigur cu concursul. Doamna Doina, aveți cuvânt. Spectacolul de astăzi se va desfășura în două părți, în Mica Page și Domnica Damșa. Vor interpreta câteva melodii. În a doua parte a programului avem epigrame și umor.